dragi călugări, dragi surori, călugărițe și dragi credincioși. Părintele Protopop de Arad a citit această pagină evanghelică scrisă de Sfântul Luca, în care Sfânta Fecioară Maria își revarsă sufletul, trăirea, după ce a avut loc vestirea Arhanghelului Gavril și întâlnirea cu verișoara sa, cu Elisabeta. De acum mă vor ferici toate neamurile. Ce-o fi simțit? Ce-o fi trăit acea tânără? De ce a spus aceste cuvinte? Mă vor ferici toate neamurile. Întrebarea cu care am venit astăzi la Scăiuș este următoarea. De ce venim la Scăiuș? De ce am venit la Scăiuș? Cine e Maria, Maica Domnului, pentru noi? Pe această temă doresc să vă împărtășesc câteva gânduri și mă bucur cu un pic de invidie că astăzi eu am muncit și preoții n-au avut de muncit aproape nimic la predică, sau nimic la predică, dar le vine rândul în celelalte duminici. Pe această temă. Și primul gând care mi-a venit, întrebându-mă de ce venim la Scăiuș, este următorul. Pentru că Maria e vie. E moartă Maica Domnului. A trecut prin moarte. E vie de o astfel de viață, de o altfel de viață decât trăim noi acum. E vie de o viață care vine în continuarea acestei vieți pe care o trăim noi acum. Conștiința de sine a Mariei e vie. Ea știe cine este. Istoria, își cunoaște istoria, numele, relațiile. Conștiința Mariei e vie, e limpede, e luminoasă. Această conștiință e ceea ce noi numim suflet spiritual, supranatural, compatibilizat cu lumea lui Dumnezeu. Maria ne înțelege, ne vede, după cum ne vede și Dumnezeu. E prima lecție de cateheză, cel puțin care mi-a făcut-o mie tata. Dumnezeu te vede. Așa cum ne văd îngerii, așa cum ne văd sfinții. Apoi, corpul Mariei, asemenea corpului Fiului Său înviat. Faceți legătură cu aceasta. Corpul Fiului Său înviat. Corpul Mariei, acel corp care l-a născut pe Iisus, nu e distrus, ci transfigurat. Am auzit această expresie, n-am analizat-o, îngerizat, dar cred că nu-i greșit, adică deplin compatibilizat cu lumea Spiritului, cu lumea lui Dumnezeu, corpul. Oare n-am moștenit noi imnul în care spunem că ea e mai presus de heruvim și de serafim? Maria e vie. Biserica a ajuns la concluzia universal și oficial acceptată că Maria, Maica Domnului, și-a făcut simțită prezența în mod incontestabil în diferite momente ale istoriei, în mai multe locuri în lume, cum sunt Guadalupe în Mexic, Lourdes în Franța, Fatima în Portugalia și altele, locuri de vindecare sufletească și trupească. Și-a făcut simțită prezența. Într-un articol din 2015 sunt enumerate 15 astfel de locuri recunoscute de biserică. Icoana Maicii Domnului de la Scăiuș, pe care o venerăm ca și pe unul dintre cele mai prețioase daruri pe care Dumnezeu le-a făcut eparhiei noastre. Este un semn ceresc, un semn de viață,
dată nouă de mama noastră cerească. Nu am intenția să interpretez de ce a lăcrimat această icoană. Acest semn ceresc să ne spună fiecăruia ceea ce are să ne spună. Totuși, Maria a lăcrimat. N-a făcut altceva. A lăcrimat. Începând din 1934, anul lăcrimării Sfintei Icoane, toți episcopii de Lugoj, Alexandru Nicolescu, Ioan Bălan, Ioan Ploscaru, preasfințitul Alexandru Mesian, au fost convinși de autenticitatea acestui semn. Și au scris despre el. În timpul păstoririi preasfințitului Alexandru Nicolescu, când a avut loc evenimentul, imediat după eveniment au fost adunate și au rămas în arhiva episcopiei, redobândită azi, 144 de declarații ale celor care au fost martori oculari, luate sub jurământ. O să citesc doar ceva, legat de a doua lăcrimare. La două săptămâni, icoana Maicii Sfinte a lăcrimat din nou. Ne putem imagina cu atâția ani în urmă cum era aici. Sigur, nu erau dale, nu exista această biserică. Exista bisericuța aceea care o mai avem. Mult mai multă simplitate. Era luni după masă, în 15 octombrie 1934. Cantorul Turchineac, văzând ușa bisericii deschisă, a intrat să se roage puțin acolo. Îngenunchind în fața icoanei, a văzut deodată că amândoi ochii Fecioarei Maria erau scăldați în lacrimi. A venit preotul, au tras clopotele și s-au adunat oamenii din sat. Alergau din toate părțile, căci li s-a spus dinainte, de la prima lăcrimare, că dacă se mai întâmplă minunea, vor trage clopotele. De data aceasta, lacrimile erau mai mari. Femeile plângeau în hohote. Femeia Maria Franz s-a dus să-l cheme pe preotul ortodox. Între timp a intrat în biserică o bătrână pe nume Ana Madescu, pe care celelalte femei au întrebat-o: dumneata, vezi? Iar ea răspunde: mi se pare că e aici. Și întinzând degetul, l-a pus pe lacrima de pe ochiul drept. Lacrima s-a spart și s-a prelins pe degetul bătrânei, care a rămas cutremurată și n-a mai putut vorbi. Al doilea punct. De ce venim la Stăiuș? Venim să o onorăm, venim să o venerăm, venim cu recunoștință, venim cu afecțiune și îndrăznim să spunem că o iubim pe Maica Domnului. De acum mă vor ferici toate neamurile. Sunt cuvinte biblice, cuvintele Mariei. Fericit este pântecele care te-a purtat. Fericită este mama ta, Iisuse, că te are. Cu alte cuvinte, sunt cuvintele biblice și profetice ale cuiva din popor. Fericită, fericit. Oare nu așa spunem și noi, oamenii în biserică, canonic chiar, că cel care are cel mai înalt grad de slujire în biserică și prin urmare este cel mai aproape de Dumnezeu, este prea fericitul. X. Pentru acest motiv. Pentru că, având cel mai mare grad al chemării la slujirea lui Dumnezeu, este cel mai aproape de Dumnezeu. Și de aceea este fericit. Sau prea fericit. Păi Maria cum? Cum să nu fie? A ferici înseamnă a aprecia, a prețui, înțelegând valoarea. E un fel de respect, de venerație, de admirație. Tu, Maria, ești mama lui.
Toate acestea cu conștiința că din această orânduire a lui Dumnezeu și prin aceasta și de acolo se răsfrânge binele și asupra noastră. Maximul de bine din faptul că Maria este mama Fiului lui Dumnezeu. Spune Psalmul 105: să facem slava noastră din preamărirea Lui. De multe ori am spus acest psalm și la un moment dat mi-a atras atenția acest verset, că n-am înțeles imediat ce vrea să spună. Să facem slava noastră din preamărirea Lui. Preamărind pe Dumnezeu și ale sale, slava sa nemăsurată cade și peste noi. Cred că acesta este sensul. Maria fericită, prea fericită, să reverse și peste noi din fericirea sa. Tocmai fericindu-o pe fericita născătoare de Dumnezeu, facem spațiu să se reverse și în viețile noastre din cereasca sa fericire. Cam acesta e sensul cum îl înțeleg eu. De acum mă vor ferici toate neamurile. Și au trecut 2000 de ani și avem în față o icoană a ei. Și în sfârșit, un ultim punct și o ultimă subliniere. De ce venim la Scăiuș? Într-o parul de la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului spunem, pentru că cei care l-au scris au constatat, au crezut asta, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Într-un anumit mod, Maria intervine în vieți și în destine și poate influența situații. Extrem de discret. Aproape supărător de discret. Când ești gata să-ți dai seama, deja a dispărut. Și poți doar să bănuiești că de la ea vine. Sau prin ea. Și așa cum spuneam înainte, biserica, prin magisteriul ei, a fost obligată să spună da. În mai multe locuri și în mai multe moduri din această lume, a fost o prezență care nu poate fi pusă sub alte motivații decât o prezență a Maicii Domnului. După modul în care a făcut-o la nunta din Cana Galilei, Maria, dar și prin însoțirea comunității primilor creștini, Maria e mama bisericii pelegrine încă în lume. Noi suntem această biserică, încă în lume, pelerină. Și ea e mama acestei biserici. Iisuse, nu mai au vin. Sunt cuvintele ei, sunt cuvinte biblice. Observă lipsa. Nu mai au vin, nu mai există sursă pentru bucurie, pentru a ieși din cotidianul plictisitor și obișnuit, sau pentru a ieși chiar din blocajul sufletesc în care poate ajunge oricine. Blocaj sufletesc. Și noi preoții. Nu mai e o bucurie autentică. Râvnă. Să te caute. Să te facă cunoscut. Sau au pierdut sensul. Credința. Credința. Speranța, busola, încotro ne ducem, ce așteptăm, în realitate, după ce ajungem în pragul morții, ce așteptăm, ce sperăm? Nu mai o vin, Iisuse,
înmulțește-l și dăruiește-le pe masă vin, o să punem, care devine sângele lui Iisus. Înmulțește-l și fă minunea din Cana, în suflete. Nu trebuie să se vadă. Fă-o discret. Și pune acolo ce știi tu, Iisuse. Fac o paranteză pentru a spune că eu cred că dificultatea cea mai mare în care ne putem găsi într-un suflet blocat este că nu mai știm sau nu mai credem că de fapt există ieșire. Și că ieșirea din acel blocat nici nu e complicată. Dar nu mai știm. Nu credem și nu avem cine să ne ajute. Poate nu ne observă nimeni. E cea mai mare dificultate, după părerea mea, ca cineva să identifice și să zică, să pună diagnosticul. Ești blocat. Nu contează de ce. Dar este ieșire. Fiule, iată mama ta. Femeie, iată fiul tău. Femeie cu sensul acela de regină. Știu bibliștii mai bine. Ne amintim și aceste cuvinte. Sunt cuvintele lui Iisus, spuse de pe cruce. Cu ce efort? Și biserica spune că noi ne regăsim între acești fii, chiar dacă n-am fost acolo. În încăperea de sus, unde obișnuiau să se adune, erau Petru și Ioan și Iacob și Andrei și ceilalți ucenici, într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus. Și cu frații lui avem scris în Cartea Faptelor Apostolilor, iarăși Biblie, Scriptura. Pentru că Maria, așa cum spuneam, continuă să însoțească biserica născându-se, după Rusalii, o bucată de drum. Și rămâne cu ea. Nu știm mai multe. Cler și popor al lui Dumnezeu și noi stăruim în rugăciune. La icoana lacrimilor Mariei, mamei noastre cerești, ca să ne vindece conștiințele de eroare, de minciună, de orbire, de rătăcire, conștiințele noastre, începând cu noi de pe treți. Știe Maica Domnului ce are de făcut și cu cine ce are de făcut. Sunt convins că știe. Să vindece inimile noastre. Să vindece inimile pe care le ascundem de rușine că ne sunt rănite și bolnave. Uneori. Și așa cum spuneam mai înainte, nu știm că există cale de vindecare. Dar cântăm în doxologie și cu cernicii preoți știu. Vindecă sufletul meu. Te-am greșit ție. Păi cerem ceva ce nu se poate întâmpla? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Asta facem acum împreună. Popor al lui Dumnezeu și cler. Împreună rugăciune. Așa cum a fost acum 2000 de ani în cenacol. Cu Maria. Mamă cerească, mama bisericii, mama preoților și a poporului, provoacă și asistă vindecarea noastră și continuă să lucrezi în biserică și în viețile noastre. Amin.